începem ședința ordinară din 26.01.2024. Din 13 consilieri suntem prezenți. 12? Fizic 8. Da. Începem ședința ordinară. Cine suntem pentru? Pentru ordinele de zi. Proiectul numărul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 20.12.2023 și cel a ședinței extraordinare din data de 05.01.2024. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind înființarea unui post de consilier juridic în statul de funcții al RPL-OS Ghimeș-Făget, era, avizează Comisia 1, inițiator, primarul Comunei. Aici, acum am discutat în comisie, este vorba de o sentință judecătorească care trebuie pusă în aplicare și trebuie să reînființăm un post. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este abține? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personal care pot fi încadrați la UAT Ghimeș-Făget, avizează Comisia 1. Inițiator, primarul Comunei. Aici este vorba că trebuie să reînființăm posturi, având în vedere că avem tot așa certificate de handicap cu grav, adică asistenți personali, la care trebuie să mărim posturile pentru a fi angajate persoanele respective. De câte persoane? E vorba? 22. Angajați? Da. Avem 18. Avem 18 momentan și trebuie să le înființăm încă 4. Pentru câți bolnavi? Păi pentru atâția bolnavi. Adică avem, pe total o să avem 22 de bolnavi care sunt cu grad de handicap foarte grav. Și trebuie să reînființăm postul. Mai are cineva de adăugat ceva? Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Toți. Proiect de hotărâre privind acordarea cantității de 20 de metri cub de lemn de foc cu titlu de gratuit către detașamentul de pompieri Mânești, punct de lucru Busturoasa. Avizează Comisia 2. Aici este vorba și anul trecut, noi avem o colaborare strânsă cu SVS-ul, adică cu pompierii de la Busturoasa, în orice probleme vin, ne ajută și noi mergem și îl ajutăm și au făcut o cerere, având în vedere, acum ne permite și situația să dăm în cuchitul gratuit 20 de metri cub de lemn de foc pentru a susține activitatea lor. Noi momentan avem lemn de foc, slavă Domnului, destul de mult și cu ocazia asta chiar vă rog cetățenii comunei Ghimeș-Făget care nu și-au luat lemnul sau vrea lemn de foc să meargă în depozit să ceară că avem de unde să dăm, avem de vânzare per moment 2000 de metri cubi. Adică să meargă să cumpere dacă vrea. Asta e total gratuit sau să plătească 10 euro? Asta total gratuit având de vedere că este vorba de o instituție publică și nu trebuie să plătească. Adică nu trebuie să plătească nimic. Permite lege. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă beneficiară de ajutor de luzime, conform prevederii legii numărul 196/2016 privind venitul minim de luziune pe anul 2024. Avizează Comisia 1, inițiator, primarul Comunei. Păi aici este vorba de planul de acțiune cu care facem curățenie cu ajutorul social. Adică
avem, ați primit materialul, exact și anul trecut cum am făcut, facem și anul ăsta. Cât, cât social avem? Activ? Abs de muncă, 27 de persoane. 27? Da. Și total? Care nu sunt abs de muncă cu totalul? Total în jur de 98-100. Și restul toți sunt bolnavi? Da. Păi restul sunt care au deja au vârsta de pensionare, adică sunt pensionari și aia deja nu mai... Au 60 și ceva ani. Ăla nu mai trebuie să nu presteze. Nu, nu. Și restul au gripă, cred, nu? Da. Este să nu am. Supunem la loc. Cine este pentru? Cine se împotrivă, cine se abține? Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul comunei Gimeș-Făget în anul 2024. Avizează Comisia 1. Aceeași treabă. Acum era planul serviciile sociale. Prestează compartimentul de asistență socială în cursul anului 2024. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este abținut? Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui volum de 10 metri cub lemn de lucru subțire personalului voluntar din cadrul SLS-ul Gimeș-Făget, alizează Comisia 2, inițiatorul primar. Anul trecut, parcă nu a fost dat. Nu, anul trecut. Anul trecut nu a luat. Și așa era și anul ăsta propunem pentru a da pentru serviciul ăsta SBS-ul. Sunt pompierii voluntari care activează. Gratis sau cu 10%? Cu 10%. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este abținut? Pentru situație de urgență propunem completarea ordinii de zi cu următoare proiecte de hotărâre, două puncte. Proiectul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor, terenul Pășunate Aldămaș, având numărul cadastral 61.969, 61.971, 61.974 și 61.975, situat în comuna Dimeș. Aici am vorbit, avem două puncte de fapt, adică dezmembrare. Aici am vorbit, era inițial pentru o investiție majoră, trebuie să dezmembrăm, să vedem despre cât teren vorbim. Având în vedere Natura 2000, nu știm suprafețele și pentru treaba asta trebuie să fie dezmembrat liniile și suprafețele respective, să vedem dacă se poate sau nu se poate realiza o investiție de asemenea anvergură în punctul Aldămaș. Dacă sunteți pentru treaba asta, atunci cer sprijinul dumneavoastră. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține toți? Patru abține. Următorul. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren curs construcție având numărul cadastru 60.260 din satul Făget, comuna Dimeș-Făget. Avizează Comisia 2, inițiatorul primar. O dezmembrare aici de care am discutat, trebuie să fie dezmembrat și bucățica aia, având în vedere obiectul activității acolo. Mare lucru, în comisie am discutat, știți despre ce e vorba. Da. La piață, cum mai este numit. Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Patru abține. Aici, acum, la diverse, nu este un punct, dar am și discutat și tura trecută. Doamna directoare de la școala, de la grupul școlar Liceul Tehnologic Făget, a venit cu o solicitare, având în vedere situația autobuzelor foarte degradate și așa mai departe, au nevoie de două microbuze școlare,
cu câte 28, adică cu câte 30 de locuri, să fie tracțiune 4x4. Pe tema asta am avut o hotărâre, noi am prins pe lista de, o să prindem lista de investiții de anul acesta. Dacă găsim vreo sursă de finanțare, bineînțeles, facem ceva, dacă nu, atunci să ne gândim foarte clar ce și cum o să rezolvăm cazul ăsta. Putem să discutăm și de o inițiativă, dacă nu ne ajung banii, să-l ajutăm cumva, că una dintre autobuzele încă funcționează, o să funcționeze, să cumpărăm una la second, cum am luat și pentru, nu am luat, am primit cadou pentru școala Doni Gargai, cu care umblăm în țară peste tot. Nu este nouă, dar putem să rezolvăm problemele actuale. Bineînțeles, eu am prins pe lista de investiție autobuzul. Dacă găsim o sursă de finanțare și putem să ne descurcăm, să plătim datoriile vechi, după aia, bineînțeles, putem să discutăm și despre tema asta. Eu am adus la cunoștință cererea doamnei directoare, despre ce este vorba, știm, îl ajutăm cu ce putem, dar fiecare trebuie să înțeleagă că am avut o investiție, am avut destule, multe investiții în comuna noastră care au necesitat foarte mulți bani. Și acum care zic că unii consilieri sau unii prieteni care zic că noi am luat și am dus acasă banii, greșesc enorm. Și ar trebui să vină aici de mai multe ori în ședințe și să se uită și la buget și la veniturile comunei, că acum ca paranteză, eu, noi, echipa asta, de când lucrăm aici la primărie, am putut să ridicăm gradul de colectare aproape în fiecare an. Când am ajuns noi aici acum 3 ani, incasările numai la nivel de comună erau undeva la 900.000, 800.000. Și anul trecut, în 3 ani de zile, ne-am putut să ridicăm, am ajuns undeva la 1,7 milioane de lei. Adică am ridicat gradul de colectare, am înțeles cetățenii că trebuie să plătească impozitele, că punem unde trebuie, adică se văd lucrurile înființate și investițiile terminate care au necesitat destul de mulți bani, așa că cam asta e situația, dar căutăm și sper că găsim o soluție și pentru liceul tehnologic în privința autobuzului școlar. La diverse, la care cineva, domnul Tampo, domnul Anta. Am discutat în ședință de comisie, cred că am înțeles despre ce e vorba, așa că nu are rost să mai discutăm. Domnul Iașa, domnul Tampo. Da, domnilor, am o problemă. Mi-au spus mai mulți oameni cu tensiunea curentului electric, cu partea de sus, dacă se poate face o, ceva la Ion, o solicitare, ceva să... E foarte, în cel mai bun caz, decuplează electrocasnicile, dar ia multe, vin că uite că dacă vecinul timp de seară pornește celălalt e cină romantică... Și, da. Da, aveți foarte mare dreptate, nu numai la dumneavoastră. În sectorul dumneavoastră, cred că peste tot avem probleme de genul ăsta și probleme grave. E caz fericit, cred că la Bolovăniș o să fie o investiție și deja am dat certificatul de urbanism pentru E.ON la rețea electrică. Vrea să-și schimbe și să-l ducă de aici, din partea Bolovănișului, rețea nouă electrică către Răchitiș. De aici. De aici. Da. Și sperăm că atunci cu ocazia investiției respective să fie cât de cât mai bună. Da, să sperăm. Nu pot să zic nimic, dar noi deja am eliberat certificatul de urbanism. Adică lucrează la el. Nu știu în cât timp se face, dar măcar acolo avem o mică șansă. În cealaltă parte nu prea avem nici măcar șanse, dar acolo avem o mică șansă de a fi îmbunătățit tot sistemul. Da, și mai am luat ceva. Acum cu drumul, tot dați pe tot întregă satul Bolovăniș cu material antiderapant. N-ar fi ideal să dați unde sunt probleme, unde la Pasi, peste Oroniaș, alte locuri nu prea este, nu știu, dacă nu și acolo patinează, eu cu tot respectul domnul Suciu, nu este aici, dar dacă și acolo nu se poate deplasa, atunci Rătitiș cum se poate deplasa, mă, pe Bolovăniș patinează mașina respectivă.
În Rachitiș nu se dă, oameni circulă, suntem în zona asta, mai aduce un fund de la munte ceva. Este poate pe Bolonie și Negru, sus e zăpadă. Unde e necesar, dăm, pe la Pansii, pe Teoroniaș, dar unde nu este, dacă nu se poate deplasa pe Bolovăniș o mașină, nu 4x4, una cu tracțiune 4x2. Dacă nu se poate, atunci înseamnă că mașina aia e echipată cu, cum se spune, cu tehnici, cu... Da. Aveți foarte mare. Nu, unde este Jănesc curățat, rămâne așa. Curățat, trebuie curățat, cu nicio problemă, dar nu azi dacă... Pe la Pansii, pe Teoroniaș, zic eu. Da, ați avut solicitări de către persoane fizice de genul ăsta, că de da, ce se dă? Da, că toată iarna pândesc când să prind o leagă ca să aduc de la Bolohană și de la Toșa, de la Mihai Sala și un pic de fân. Acolo sus, când acolo ar merge, aici îi dau cu... Da. Acolo sus merge cu sania și... Aici jos nu merge, acolo nu merge cu căruța, aici jos nu merge cu sania. Da. Eu nu știu, puteți să... Dar i-am zis că dacă dați pe la Pansii și pe Teoroniaș, acolo poate să meargă mașina liniștit. Și eu am mașina care nu-i 4x4, mă pot deplasa liniștit și eu. Cred că dacă ai niște cauciucuri, cât de cât se poate circula liniștit. Trebuie curățat, nu-i nicio problemă, trebuie curățat, că trebuie curățat. Unde nu este, nu este nevoie de... Da, acum... Bine, dar exact cum ziceți, dumneavoastră, cam așa, sunt unii care zic că... Da, trebuie curățat, că nu se poate circula. Domnul viceprimar știe treaba asta foarte clar, câte probleme avem din cauza că ori curățăm, ori nu curățăm, ori facem, ori nu facem, ori e așa, ori e așa. El știe mai bine și poate să explice care treaba. Acum, sincer, aș întreba și pe domnul consilier, că el mai îmblă acolo. Dumneavoastră, ce părere aveți? În zona asta unde chiar se poate circula, merită dat sau nu merită dat? Pentru că, virgulă, contează părerea dumneavoastră. Să circulați acolo. Și cum trebuie, nu circulați. Nu știți cum e, fără la altul. Dar se circulă. Dar trebuie adaptat, viteza, condițiile bune. Până la urmă și legea spune. Și o să mai fie. Dar dacă te duci așa cu capul... Dacă te duci cu 70 la oameni pe zăpadă, să... Nu sunt nici pe drumul național merg, dar pe Bolonii și ea se circulă foarte tare. De când ieși cu asfalt și înainte era unii care tot așa circulă. Dar nu știu. Oameni, nu se gândesc, nu știu. Da, așa zic că vea la trebuie, că nu. Da, acolo și mașina. Și hai să zicem și pe la parte, că le dacă mai departe. Dar în rest, dacă nu poți circula celelalte părți, atunci înseamnă că n-ai, ori nu... Nu, dar acolo oricum nu a fost dat cu sare, doar cu nisip. Nu, dacă se poate, eu am zis așa, eu am văzut în Răchitiș și la Răchitiș este undeva are urcare. Nu s-a dat, circulă mașina numai, aș continua pe Bolovești și patinează. Na, eu nu zic, eu nu sunt cu rea intenție, dar oamenii acolo se descurcă și aproape în fiecare zi umblă la Răchitiș, că prisma... Serviciului, așa e. Dar se descurcă și să știți că dacă noi, dracu' soare, cauciucul de iarnă prinde foarte bine când e ăsta. Na. Bine. Atât am, mulțumesc. Bine, o să luăm în considerare, da. Eu aș avea de spus, în legătură cu gunoiul, două lucruri. Acum o să încercăm să anunțăm oamenii și prin mesaje, dacă o să ne ajute Bunul Dumnezeu. Și pe Facebook, cum a fost până acum, și o să mai punem și pliante, când o să se strângă selectivul, dar trebuie să încercăm să strângem un pic mai mult. Acum, trebuie înțeles faptul că eu dacă am pus un sac de selectiv, atunci o să primesc un sac în locul. Dacă n-am pus săptămâna asta nimic, atunci nu o să-mi lase sac acolo. Deci asta înseamnă că săptămâna care, deci luna care urmează acolo, pot să pun într-un sac de al meu. Poate să fie de rafie, poate să fie de oricare, dar eu degeaba aștept. Eu spun că nu mi-o dat sac, nu mai pun selectivul, dar dacă eu acum n-am avut acolo, dacă am avut 3 saci de selectiv în poartă, o să-mi lase 3 saci. Bine, acum mai există pericolul că o să ia vântul sau eu știu, dar acum fiecare trebuie să depună un mic efort. Plus, trebuie să reducem restul, deci menajerul. Asta înseamnă că nu mai punem, cum puneam până acum, că mulți oameni spun, eu dacă plătesc atunci măcar să pun ceva. Pun mături, curtea, pun pământ, piatră, frunze, rumeguși când am tăiat lemnul. Asta mărește tona și automat plătim mai mult. Deci dacă noi anul ăsta nu o să încercăm să reducem menajerul, oricât de mult selectiv am strânge și aia contează, contează foarte mult, dar dacă tona nu o să reducem, asta înseamnă că o să se scumpească. Deci nu mai punem crengi, iarbă, frunze, rumeguși,
pământ, piatră și toate astea, da. Pentru că aia, noi trăind într-o comună, nu stăm în oraș, deci avem unde pune. Asta e foarte important. Trebuie să reducem tona și să încercăm să strângem mai mult selectiv, pentru că altfel și așa s-au scumpit și din păcate o să se mai scumpească. Deci cu sacii, dacă punem 3 saci, în poartă 3 primi, dacă n-am pus niciuna, luna care vine, trebuie să vin eu cu sacul meu, pentru că, da, dar se poate pune în alt sac, deci nu e o problemă. Mulțumesc! Bine, o zi bună, declar ședința închisă.